Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj! Astăzi vreau să vă prezint un fular circular foarte simpatic, care poate fi purtat în jurul gâdului și care arată foarte, foarte simpatic. Este destul de interesant că ce arată ca și cum ar fi tricotat, cu toate acestea este croșetat cu piciorușe mari reduse. Îmi place mult acest model și în continuare o să vă arăt exact cum l-am făcut, cum l-am croșetat, ce croșete am folosit și evident ce material este necesar pentru el și să începem. Bun, dragilor, am folosit acest material de la Lion Brand, se numește Ferris Wheel și cam așa arată culorile. Avem tonuri de magenta, albastru, gri, puțin maro și îmi place mult de tot cum arată. Bun, și da, îmi place foarte mult și desfășurarea culorilor și cum arată materialul. Are 85 de grame, 247 de metri. Ok, 100% acrilic și este potrivit pentru un fular și potrivită pentru pentru andrele de 4,5 sau 5, numărul 5 la croșetă. Bun, avem și informații despre culoare. Numărul este 602K. Ok, se numește Wild Violet, întreaga rolă, deși ați văzut avem mai multe culori. Bun, acum o să scot mijlocul în afară și o să începem să croșetăm. Bun, și încep cu un lanț de ochiuri și fac aproximativ între 70-80 de, adică avem ochiuri de lanț în care vor însuma 70-80 cm. Am pus acolo și un centimetru pentru a măsura exact. Ok. Și croșetez până când ajung la o mărime care mi se pare potrivită. Astfel că nu număr exact câte ochiuri de lanț am făcut. Am uitat să vă zic că lucrez cu croșeta de 5 și am croșetat destul de mult. Haideți să vedem cât am în total. Se încurcă puțin. Bun, și haideți să vedem. Încă puțin și am 77-76 de centimetri, adică ceea ce exact ce-mi trebuie. Așa că îl dau la o parte și continui cu fularul meu. Ok, și trebuie să fiți destul de atenți cum croșetați pentru a nu ieși firele. Ok, și o să continuăm cu croșeta, vedeți că este destul de lejer. Ok. Bun. Îl așez pentru a fi plat pe masa de lucru, fără să aibă întorsături. Ok, și introduc croșeta, practic unesc cele două capete într-un cerc. Bun, cam așa. Ok, scot firul și ajung în acest punct. Ok, și practic am cercul pe care l-am făcut, care sper că nu are întorsături. Am făcut două ochiuri de lanț pentru înălțime și acum croșetez în fiecare ochi. Introduc cu atenție croșeta în ochiuri. Și încep să croșetez piciorușele mari reduse. Și voi face acest lucru în fiecare ochi de lanț. Jeteu, introduc croșeta, scot firul, am 3 fire pe croșetă, de jur împrejur, jeteu.
și fac la fel până la finalul acestui rând. Și cam în acest punct am ajuns, am croșetat întregul rând, acesta este finalul, iar în acest loc trebuie să fac un jeteu pentru a uni cele două părți. Bun, și croșetez iarăși un picioruș mare redus, ca pe tot parcursul rândului. Croșetez de jur împrejur și introduc croșeta în golurile care s-au format și croșetez, evident, piciorușe mari reduse. Ok. Bun, și croșetez în continuare. Ok. Și cam așa va arăta. Aici este partea de început, de aici am început să croșetez fularul și am continuat cu fiecare ochi în parte. Ok. Și croșetez întotdeauna în aceste goluri care au rămas și în continuare o să vă ofer o actualizare pentru a vedea exact în ce punct am ajuns cu fularul și sunt în acest punct. Am aici o schimbare de culoare, observați că am început cu acest albastru și s-a ajuns la aceste culori mai deschise. Ok, și croșetez de jur împrejurul ochiilor de lanț și este destul de interesant și simpatic să lucrez la acest tip de fular. Îmi place mult de tot schimbarea, cum se schimbă culorile, îmi place acest roz, mi se pare că arată foarte bine și acest bej, pentru că sunt niște culori ceva mai deschise care contrastează cu cele mai închise, deci îmi plac foarte mult. Ok, și în continuare se vor schimba culorile din ce în ce mai mult pe parcurs ce voi croșeta. Ok, și am aici o nouă actualizare pentru voi și observați cum s-au schimbat culorile. Arată foarte bine, este foarte compact fularul nostru și îmi place că are aceste linii tricotate în drept. Mă rog, tricotate, așa arată, dar ele sunt croșetate. Și mai am destul de mult material pe care îl voi folosi. Între timp, materialul este aproape terminat, doar atât mi-a mai rămas. Și este destul de practic, îmi place mult cum se face această spirală. Și îmi place foarte mult cum a ieșit, scot firul, fixez și voi coase acel fir. Aici este și celălalt fir de final, cele două colțuri, practic. Da, și cam așa arată. Este, mi se pare că arată exact ca și cum ar fi fost tricotat, deși evident a fost croșetat, după cum ați văzut. Mi se pare că arată foarte bine, este foarte pufos și îmi place mult de tot cum arată în final. Va fi foarte confortabil în jurul gâtului în timpul mai rece. Îmi plac mult și culorile și desfășurarea este foarte simpatică. Observați că sunt multe tipuri de culori, multe tonuri, care vor arăta foarte bine în anotimpul rece. Și ok, sper evident că v-a plăcut acest clip, dacă vreți să urmăriți mai multe, vă rog să-mi vizitați canalul și să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ceea ce postez, distribuiți prietenilor voștri și ne vedem data viitoare, pa!